Sunt sigur că n-au fost zile ușoare după returul din Europa, tot aici la Giurgiu, să pregătiți acest meci. Ați rămas la echipă după plecarea lui Bogdan Adone. Lucrurile, ați fi vrut să le schimbați în bine, astăzi n-au fost așa din nou. Eu cred că s-a schimbat atitudinea. Este cel mai important lucru. Băieții și-au dorit victoria, din păcate pentru noi au fost niște greșeli personale și cam asta a fost istoria meciului. Iar Bălașa pare urmărit de un ghinion crunt sau ce se întâmplă cu el și la al doilea gol vână? Da, exact asta am spus. Știi ce se întâmplă? Fiecare om e supus greșelii. Acum îi se poate întâmpla oricui. Nimeni nu-și dorește să facă lucrul ăsta. Suntem alături de ei, îi susținem și nimic mai mult. E totuși greu și pentru ei, nu această presiune, rezultatele care n-au fost îmbucurătoare. Până la urmă ești om, nu ești un robot pe terenul de fotbal și se întâmplă să mai greșești, așa cum ai spus și tu. Sunt de înțeles aceste greșeli? Nimeni nu și le dorește, repet. Numai că e adevărat, au fost meciurile de Europa League, s-a jucat mereu de la 4 zile la 3 zile. Nu este ușor. Să știți că un factor foarte important a fost și drumul, efectiv. Sunt mii de kilometri parcurși. Nimeni nu se gândește la lucrul ăsta. Lumea, într-adevăr, suntem FCSB, așteaptă multe de la noi. Numai că de data asta, eu cred că băieții au arătat atitudine și asta contează cel mai mult. Acum, felicitări Astrei pentru victorie. Lucrurile astea se puteau întâmpla și lor. Din păcate nu s-au întâmplat nouă. A fost o săptămână cumplită, cu 3 înfrângeri în 3 meciuri. Cum credeți că vor arăta joi la partida cu Mlada, din punct de vedere al moralului? Lucrurile trebuie să stea altfel. Este altă competiție, sunt băieți maturi, se motivează altfel. Nu cred că are nicio legătură cu ce s-a întâmplat acum. Uităm totul, eu asta le-am și spus și la pauză, vorbim de fiecare dată despre ce va urma. Acum meciul ăsta a trecut, încă o dată felicitări Astrei și noi sperăm că la meciul de Europa League vom fi în regulă. Mai mult ca sigur, de mâine vine un nou antrenor la echipă. Se pare că e Toni Conceição. Credeți că e timp să-i pună pe picioare până joi la meciul cu Mlada? Este prematur să vorbesc despre lucrul ăsta. V-am spus, nu contează atât de mult cine vine. Până la urmă, tot jucătorii sunt cei mai importanți. Este bine că lucrurile s-au schimbat din punct de vedere al atitudinii și eu cred că oricine vine va veni cu un suflu nou. Băieții au caracter și atunci lucrurile cred că vor arăta bine. Vreau foarte multe zile de pregătire, am văzut în primul 11 jucători transferați în urmă cu câteva zile, practic din primul minut. V-ați gândit în același timp și la perspectiva meciului european, adică ați făcut niște schimbări și gândindu-vă la următoarea partidă? Tocmai asta am făcut. Am considerat că trebuie să menajăm o parte din jucători și atunci cei care au apărut sunt jucători care au avut, majoritatea dintre ei au avut continuitate și nu cred că a fost o problemă pentru ei să joace astăzi. Ba, din contră, eu cred că au arătat încă o dată, repet obsesiv acest cuvânt, atitudine. Mult succes în continuare. Mulțumim. Da, eu l-aș numi omul săptămânii pe acest Virgil Andronache. Sărac om, luat așa, pe nepregătite, hai tată, și la flash-uri, ești principal, da, du-te, și susține conferințe de presă și da, exact. Da.
Și secund, pentru că el trebuie să-și facă și treaba. Da, fă și încălzirea, după aia du-te, după aia du-te la flash interviu înainte, da. După aia să... Și acum merge la conferința de presă. Și s-a descurcat admirabil. E discursul la Indigo al lui Bogdan Andone. Da, adică nu s-a bâmbuit. Nu e nicio diferență. Acum, sigur, să-l întreb pe Andronache cum a gândit echipa, mi se pare o întrebare așa să fie pusă. Cum a gândit Andronache? Cum a vrut Gigi Becali, așa gândit-o Andronache?